Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E un haos, altfel e un haos. Cine o să transmită oare? Transmite cineva? Concert Eros, Ramazzotti sau ceva? Nu se mai transmite. Nu se mai transmite, nu. Se registrează. Nu se mai transmite. La postul nostru public de televiziune. Ce mai face postul public de televiziune? Ce mai e la? Transmite meciuri de fotbal când nu le vinde. Da. Da. Care mai e audiența acum după ce s-a terminat campionatul mondial? Qatarul, nu mai știe nimeni până la următorul campionat european, mondial, ceva. Pare să fie acolo un haos financiar și organizatoric mult mai mare decât ne imaginam. Mai țineți minte scandalul Bișniței cu bilete la campionatul mondial de fotbal din Qatar? Are ricoșeuri nebănuite. Deci, știți, fostul șef de achiziții de la Sport, da, din această instituție publică, este acuzat că a cumpărat în numele TVR, fără să fie autorizat, peste 712 bilete la meciurile din Qatar. El voia 850 și de-aia au dat numai 712, voia să le revândă la suprapreț, sau este acuzat că voia să le revândă la suprapreț, pe unele înțeleg că le-a și vândut, a plătit aproape jumătate de milion de euro din conturile sale personale pentru aceste bilete. A pus bani deoparte, omul. Da. Te uiți în cont, cât ai? Ce să fac eu cu jumătate de milion de euro? Cumpăr 700 de bilete, că dacă tot lucrez la TVR și am acces pe site, în numele TVR, cumpăr 712. S-a aflat, a început o anchetă internă, apoi una penală, dar se adaugă acum o nouă plângere penală împotriva acestui domn, pe care îl cheamă Cristian Oprean. TVR face noi acuzații și anume că el ar fi angajat în numele postului, dar din nou fără nicio autorizație sau vreun mandat în acest sens, cheltuieli de 6,6 milioane de euro pentru achiziția drepturilor de difuzare pentru diferite competiții sportive. În lumea televiziunii și a drepturilor de difuzare există astfel de oferte angajante. Trimiți o solicitare într-un anumit fel și se consideră că ai angajat instituția. 6,6 milioane de euro. Dar asta nu era jobul lui, dacă asta face. Nu era, n-avea dreptul să facă asta și trebuia mandatat în Consiliul de Administrație. Ah, ok. Că nu un director de departament angajează... E ca și cum domnul director de la noi, de la garaj, da, ar angaja cheltuieli în numele postului Europa FM de 6,6 milioane de euro pentru achiziția de benzină în următorul an. Fără să vorbească cu șefar, mă înțelegi? Da. A trimis un mail. Hai că vă cumpărăm noi 6,6... De 6 milioane de euro. Da, gata, am deci prins. Deci nu e chiar așa. De ce cumpăra? S-a cumpărat campionatul de fotbal feminin 2023. E în vogă acum fotbalul feminin. Și da, următoarele 4 ediții ale Jocurilor Olimpice de vară și de iarnă. 2026, 2028, 2030 și 2032. Dar erau bifate, mă, că Olimpiada e întotdeauna la TBR. Da, dar da, se negociază prețul. Se negociază. Merge și trebuie să fie. Eu fi prins, dacă a prins un preț bun. 6,6. Da. Da. Mai stai până se mișcă Consiliul de Administrație. Exact. E un pic mai mult elasticitate în privința banului public. Înțeleg. Da. Adică nu mai stăm să cerem aprobări. Cum simți că e o ocazie, Zan? Plus, privește în viitor, îți dai seama câte bilete la suprapreț se pot vinde de la... Deci omul are și bilete la Olimpiadă acum. Da. Dacă vreți bilete la Olimpiadă. Viitorul, cum ar veni. Da. Era preocupat. De ce fac eu până la pensie? Că trebuie să-mi pun pensia deoparte. Și mai e o treabă. La campionatul mondial de fotbal feminin, dacă ai bilete mai aproape de teren, s-ar putea să fie jocul mai interesant. Vai, cum a fost asta! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.